Urmașul Ștefan este o organizație care încă din 2016, de când a fost fondată, își urmează consecvent scopurile și obiectivele sale pe care le-au statutat în documentele de fondare acestea. Printre ele se numără promovarea patriotismului în rândul tinerilor, promovarea activismului civic, valorificarea cetățeniei active a tinerilor, implicarea în diferite proiecte de ordine socială, culturală și alt gen, sportive și alte genuri de activități. Deci, în acești ani am reușit să realizăm 10-60 de proiecte care au a avut un impact pe asupra, atât la nivel național, cât și la nivel local, în diferite localități, chiar și în Chișinău. Și ele au fost acțiuni de gen cultural, ecologic, sportive, au fost proiecte internaționale în care urmașul Ștefan a fost implicat. Pentru anul 2020 noi ne propunem o serie de acțiuni care să continue mai departe să atingem obiectivele și scopurile noastre Printre ele se numără școli de vară, se numără uh, festivaluri culturale, printre ele se numără acțiuni ecologice pe care noi le realizăm tradițional atât primăvara cât și vara, cât și toamna, de fapt, printre ele se numără reacția noastră permanentă la diferite atacuri sau tentative de a submina suveranitatea sau independența noastră. Deci noi am realizat și vom continua să realizăm atunci când va fi nevoie proteste și manifesturi civice împotriva celor care doresc să ne distrugă țara sau doresc să submineze independența și statalitatea noastră. Noi vom fi mereu prezenți în spațiul public prin a afirma poziția noastră Trainică și permanentă în ceea ce privește Statul nostru, că Republica Moldova trebuie să fie un stat independent, un stat unitar, indivizibil. Noi avem o statalitate de peste 660 de ani pe care trebuie să o valorificăm și noi vom depune toate eforturile ca tânără generație să fie conștientă de faptul că aceasta este țara lor, altă țară noi nu avem și noi trebuie să o păstrăm, să o dezvoltăm și să o iubim în continuare.